Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou video de această dată. O să facem un gameplay frumos aici de Fortnite. Nu uitați, dați voi acolo pe butonul de like să sunt și la acest video cât mai multe like-uri dacă vreți să continuăm strâna noastră de Fortnite. Pentru că la ultimul episod nu prea s-au strâns așa de multe like-uri, de-aia nici n-am mai postat. Dar în ultima vreme a început să vă placă să facem live-uri cu Fortnite. Poate de acum o să vă placă și episoade de Fortnite. Așa că dacă o să vă susțin la acest video, o să postez mai des Fortnite. Hai să vedem ce reușim să facem meciul ăsta. Este primul meci, dar asta și așa de încredător și m-am dus în tilted. Poate reușim să câștigăm chestii. Rămânem singuri, chiar dacă nu prea cred. Dar de obicei, când sunt mai simt așa încredător, mergem prin tilted, ne facem nerf și după aceea rezolvăm ne cumva. Unde ne-ai băie ăsta, frate? Mamă, dar ce se bat ăștia? Frate, dați cu nerf. Hăți, ce ai făcut, boss? Mama, avea shotgun de asta blană. Care dai și dă cu nervi. Trage singur. Ok, încă un kill. Trebuie să-mi dau acum kill. Mama, dar vine ăștia în tilted cu nervi, toți. Parcă mai mult aici e deadmatch, pe bune, nici nu contează care e primul loc. Ăsta a venit trashbi. A avut ceva mișto? N-avea ceva mișto neapărat. Aici trebuie să iau ceva de hero, că nu mă duc pe loot așa ca nebunul. Nu-s chiar așa suicide. Ceva pe aici? Ah, o trap. O să mă ajute trapa asta mult în viață. Wow. Am ceva ca lumea, băi. Ce facem? Ne batem joc? Ca lumea. Am înțeles. Nu-mi place când nu găsesc loot. Nu-mi place nici măcar în tilted. Am zis și-o, vin în tilted, mă fac plin de loot. E crazy, man. Aolo. Abia tu. Nu strâmba, nu m-ai văzut. Hai că aici trebuie să găsim. Te caut chesturile. Ia uite, chestul la greu. Frumos, pam. Aici e, bă, paradisul. De aici mă duc. Acum aici mă duc. Nu mai vin prin tilted. Băgăm repede. Avem și bandaje? Nea, prea am un lux. Ne adăm shield. Măcar acum putem spune că avem 41 shield, poate. Că avem restul full. Da, mă rog. Deci, de ce n-am postat eu? O să vă povestesc în acest video. Pentru că probabil știți, am liceu și un program foarte nasol. Și da, din păcate, o să postez mai des cum postam înainte, abia în vacanță, cred. Acum urmează și tezele și asta de treabă. Bă, bă, frate, ce trage așa? Pe bune? Unde te crezi? Cineva aici. Nu mă dă timpul mie. Bă, tu mori, n-auzi? Mori. O să meditez în față. Mori! Mamă, frate. Vin ăștia. Și e și primul meu și nu sunt încălzit deloc. Și știu cum construiesc. Mamă, sper că nu mor așa de urât acum să vină să-mi dea unul clean-up. Nu? Hai. Am plecat. Mi-a ajuns Tilted Towers. Ceva pe aici? Da, uite că am mai găsit chestii bune. O pun aici, nu mă vede nimeni. Dar mă aude. Mamă, încă mai sunt. Bine, n-ai tilted, logic că mai sunt. Am multă lume, avem 4 kg. Deci e bine, dacă vrei kill-uri, vino aici, dar nu-ți garantez că o să câștigi și meciul. Doar kill-uri. Ce-s pe aici? Uite un chest acolo, dar aici mai e ceva înainte de chestul ăla. Opa, brick. Scârție. Da. E nasol că nu am când să fac live decât în weekend, în principal, și în timpul săptămânii, și mai sunt și multe după care fac live în același timp și e destul de nasol.
Da, oricum, weekendul ăsta pregătesc multe unboxing-uri și în vacanță pregătesc sketch-uri, vloguri, multă nebunie. Nu uitați să dați pe acolo un buton de subscribe și de like și clopoțel cel mai important, dacă vreți să fiți la curent că mai postăm și alte clipuri și facem live-uri, etc. Bă, dar n-am și eu, mă, frate, un medic. Cât de greu e să cauți, găsești un medic sau niște bandaje, că alea sunt gri. Ok, cum e zona? Am înțeles. Unde o luăm? Nu prea mai vreau să mai iau prin Tilted. Am văzut ce am de-a face. Am avut și famasul ăla care era, trecea ca naiba. Yeah. Ah. Am crezut pentru o secundă că se mișcă ceva, dar era o eroare a pixelilor, super regiune, când au rezoluția foarte mare. Ah, de la ăsta, mă. Ok. Uite, mă, bandaje. Păi cine a scris acolo pe chat? De obicei când sunt live lumea și vede bandaje, îmi și spune și asta e super șmecheră ce când faci live. Sper să spunem că nu mă vede nimeni când îmi dau heal aici, nu? Așa, mulțumesc. Și am plecat la drum. Mergem în lume să explorăm. Hai, mă. E unul aici. Ok, i-am prins hit-ul ăla, a fost bine. Mai e careva? Acum? Pe bune, acum mai e careva? Mamă, pentru primul meci mă descurc surprinzător de bine și n-am mai jucat de sâmbătă. Cum n-ai băut să joc așa de bine? Nu știu. Nobody, am înțeles. Hai să plecăm atunci, a? Bine că mi-a dat și mie acolo hit pump-ul. Cât i-am dat? Cred că 120 pe acolo, cred că am dat. Cu cum i-am dat peste 100? 110, I don't know. Mai e cineva pe aici? Nobody? Nope, nu cred că mai e nimeni. Zona, unde se duce zona? Hai să vedem. Așa panicat, dar nu știu ce. Mă așteptam să fie mai multă lume pe aici. Rocky Gol și Leaky Lake trebuie să fie mai multă lume. Am înțeles, zona e tot pe aici. A, și lumea o să vină, toată zona de aici o să vină în coace, așa că mai bine mă duc pe muntele ăla. Am nevoie de ceva ca să-mi pun aici, în locul la M4 ăsta, că-l țin degeaba oricum. Trebuie să-mi țin bandajele mai bine, că în patul ăsta oricum îl țin degeaba. Îl țin în caz că găsești ceva mai bun. Și că mai bine să ai slotul ocupat. Avem resurse decent. Trebuie să spar niște pietre, că am și challenge-uri. Eu încă n-am apucat să fac challenge-urile. Ar trebui să opresc, cred că, chestia asta cu type stream-ul. Hai să opresc type stream-ul, așa, gata. Că... Nu prea ai așa folosit, să vedeți care e top de înainte, pentru că oricum nu puteți să... Da, da. Vreau să mă întreb în secțiunea de comentarii ce episoade, ce fel de episoade ați vrea să vedeți mai mult pe canal. Episoade de Eurotruck, ați vrea să vedeți episoade de unboxing-uri. Efectiv, care este seria voastră preferată de pe canal, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Acum puneți pauză la clip și spuneți-mi în secțiunea de comentarii care este seria voastră preferată. Ok. Măi, nasoală rău zona asta așa, nu prea place. Dacă stă cineva acolo și e bun pe snipe, dă cu nervi. Hmm. Dacă pun măsar aici, așa, acolo vreau. Ai impresia puțin poate urmă. Mă aud niște pași. Cred că mi-aud pașii mei. Ce naiba, parcă s-a auzit dublu. O secundă, nu știu dacă am eu vedenii, dar parcă s-a auzit, nu știu, mai zinic. Mai e, cred că e lutat de astea, nu? O fi lutat oare? Abar n-am. Nu-i nimeni? Nobody. Bă!
Parcă se aude cu delay când cad. Hai să-mi iau... Hai să iau ăsta. Măcar să nu mai am M4-ul ăla acolo și că oricum nu sunt degeaba acolo. Și poate asta folosesc. Sau uite, am bandaje aici. Să țin bandajele la mine. Bandaje, portafort. Mai bine portafort. Oricum am 100 shield și nu cred că am de el așa direct. Ca s-a pus să mai îmi dau și după aceea. Este de complicat. Încă 16 în viață și am decât 5 kg, ok. Destule puține. Vreau mai multe pentru clipuri. Dar pentru primul match, eu zic că e destul ok. Încerc să vorbesc cât mai mult pentru că nici nu prea am ce subiect să abordez. Și poate îmi spune și subiecte pentru ce să mai abordez pentru episoadele viitoare. Și nu știu, cine a ajuns până la minutul ăsta să zică... Ce să zică lumea? Acum am auzit pe cineva, mă uit la tot clipul. Am auzit pe cineva. Exact. Scrieți în secțiunea de comentarii, am auzit pe cineva sau ceva. Habar n-am. Hai mă. Că e unul aici. Mă, deci parcă n-am avut vedenii, nu? Vedeți, n-am eu vedenii, nu-s nebun. Hai că m-a auzit, dar unde e? Că nu vreau să stea după un col și să mă omoare. Aia e coliba lui cumva. Dar nu că s-a auzit că am mers pe metal. Nu înțeleg, man, nu înțeleg. I don't get it. Să sar acum și să mă trezesc cu un shotgun de ăla care îți dă un hit și ești paralizat, nu am chef, chiar nu am chef în între față, că nu vreau să strig meciul ăsta. Vreau să-l fac cu mine, așa că cred că o să joc mai safe și nu o să mă bag cu ăsta. Nu știu unde e. Ok, unul e în partea aia. Deloc surprinzător, dar... Trebuie să fie unul aici. Că l-am auzit! Nu spuneți cât și de data asta am auzit pe altcineva, că zăteam locului. Pot să jur că am auzit pe cineva. Exact unde am zis, nu? Aha. Hai pe el. Doar 33, bă, de ce mi-a dat doar atâta, man? M4, te rog. Ce e neregulă cu tine? Nu știți chiar așa de bine să face. Ok. Era nu aparent. Sure, cam pam. Da. Măcar mi-a scăzut din viață. Ah, e cam astea pe aici. E ok, ok. We are good. No, și era să zic 9 kg, 6 kg. Vise, vise. Poate facem 9 până la finalul meu? Hai că vine zona. Bă, deci e destul ok, adică avem loot. Bun, chiar bun. Care, mă? Care ești, mă? Bă, vezi, stai mă, nu pleca. Stai mă că vreau să te salut, man. Unde-ai fugit? M-ai lăsat. Din YouTube 1000 de euro ai câștigat. A, uite pe omul meu. Nu o să trag în el, mă fac și o fantomă și plec de aici. Că n-am chef. Crede că nu l-am văzut sau care e treaba? Unde e, mă? Măi, am creștele invers.
Doamne, frate. Uite cum mor. Man. Pentru secundă am crezut că am căștile invers. Nu știam unde e, nu credeam că poți să te urci pe aici. Dar nu știu ce n-am. Am crezut că foarte prost, poate mă omoară un acolo de sus. 8 kg. Hai că poate se adevărește că facem 9 kg până la finalul meciului. Încă 5 în viață. Rupem, rupem. Hai, dacă, cred că dacă oricum nu o să-l câștig, pentru că dacă în caz că nu câștig, oricum o să-l postez. Am făcut destul de multe kill-uri și e primul meci și n-am niciun chef să mai stau să mai filmez la altul. Pentru că oricum sunt destul de în întârziere ăștia să editez și clipul ăsta, cred. Dar și ar fi mișto. Să-l editești. M-a văzut. Că-s fantomă. Dacă dă ăla cu sniper. Fuck! Cât de urât! De ce m-am bătut? Trebuia să joc mai safe. Și are 3 kg om. Eh, locul 5, dacă jucam și mai safe și nu mai jucam braș cum am făcut de obicei. Până acum, poate că câștigam și eu meciul ăsta. Deci da, numai că am văzut cu acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați și acolo pe butonul de like. Dacă vreți să mai postăm episoade de Fortnite, data viitoare vă promit că o să fie win. Dacă strângem multe like-uri la acest video, o să continui să fac un clip win. Eu am fost Andrei și mă întreb, v-am salutat. Bye, bye!